Legile care privesc conflictul de interese și incompatibilitățile reșilor locale au mari lipsuri, potrivit primarului comunei Săcălășeni Emilian Pop. Edilul susține că, potrivit reglementărilor actuale, toți primarii și viceprimarii sunt incompatibili sau în conflict de interese, și asta din motive întemeiate. Mă îndoiesc că este vreun primar în țara asta care să nu fi semnat statul de plată al organizației, al unității administrative pe care o conduce. Articolul 76, aliniatul 1 din legea 161/2003 spune că este interzis acest lucru, să semneze orice act, orice dispoziție și așa mai departe. Primarul din Săcălășeni a dat ca exemplu și un ordin de plată către caserie, prin care un ales își decontează suma cu care a plătit un plin de carburant sau cazarea la o unitate hotelieră. Emilian Pop a mai declarat că în România sunt probleme și cu felul în care sunt interpretate atențiile care se dau pentru anumite favoruri. Trebuie să avem în vedere specificul poporului român, care de când suntem noi, am știut că atunci când mergi la cineva, trebuie să mergi cu ceva, o atenție. Atunci când cineva vine în casa ta, îl primești cu un pahar de apă, cu o slănină și cu un pahar de țuică, de când e lumea lume. Ori, sigur că este cu totul în afara obiceiurilor și a tradițiilor și a specificului altor popoare din Uniunea Europeană. Emilian Pop este de părere că multe legi sunt făcute fără a trece prin filtrul celor abilitați. Legile amintite au fost subiect de discuții și la forumul administrațiilor locale, care a avut loc de curând. Cei prezenți au cerut să fie modificată legislația.